Maria David Rașcu are 34 de ani, s-a născut la Ungheni, în Republica Moldova, dar a copilărit și a studiat la Iași. Între 2006 și 2010, Olimpia David Rașcu a făcut liceul de informatică Grigore Moisil din Iași. Are o licență în limbile rusă și engleză la Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, tot din Iași. După un an de studii la Universitatea din Porto, Portugalia, și-a dat licența în criminologie. Între 2014 și 2016, a făcut un master în relații internaționale la Institutul Superior de Științe Sociale și Politice din Lisabona. În 2012 a lucrat la Departamentul de Engleză al Universității din Cipru, unde a editat și verificat lucrări academice scrise în engleză. A fost și profesoară în România și Azerbaidjan. A predat limba engleză și limba rusă la două licee din municipiul Iași. În Baku a predat engleză pentru toate vârstele în sistemul Aki Inter, care reunește agenți de educație din mai multe țări. În 2014 a ajuns în Portugalia și timp de aproape 2 ani a lucrat ca interpret și traducător de limba engleză și portugheză, dar și ca voluntar al Crucii Roșii. La sfârșitul anului 2015 a ajuns să lucreze ca stagiară la Ambasada României la Lisabona. A început prin a face revista presei portugheze, după care a trecut la sinteze privind relația bilaterală România-Portugalia. Și-a dezvoltat abilitățile participând la conferințe și seminarii pe teme de interes pentru ambasadă. Tot în Portugalia, a lucrat în domeniul asigurărilor, ca suport tehnic și administrativ pentru agenții de asigurări, brokerii și clienții finali. Această experiență a durat câteva luni până când a obținut un nou stagiu la Ambasada României la Lisabona. Olimpia David Rașcu vorbește foarte bine 5 limbi străine: engleză, rusă, portugheză, spaniolă și bulgară. Conduce o motocicletă și o mașină. Este mama lui Calin, al cărui tată este cetățean bulgar, care nu este din comunitatea de români, dar este vorbitor de limba română. Copilul crește la Sofia, fiind educat atât în limba maternă, română, cât și în limba bulgară. Olimpia David Rașcu este o persoană sociabilă și ingenioasă și ia în considerare orice nouă oportunitate. Un proiect educațional în Franța, un semestru de studii în Polonia, stagiul în Cipru, experiența de profesoară în Azerbaidjan și studiile în Portugalia i-au dezvoltat abilitățile de comunicare și relaționare în medii culturale diferite. Olimpia David Rașcu este și președintele unei asociații care gestionează un hub de soluții digitale pentru managementul voluntarilor din activitatea ONG-urilor. Olimpiada a ajuns să lucreze ca asistentă tehnică la Ambasada Portugaliei în Republica Bulgaria, venind din Lisabona. A câștigat concursul când lucra ca stagiară la Ambasada României, în capitala portugheză. Inițial, nu am vrut să mă prezint la concurs, neavând cetățenie portugheză, eu fiind cetățean român. Era o condiție? Nu era nicio condiție, dar eu aveam impresia că trebuie să fii cetățean portughez ca să reprezint statul portughez. Eram sigură că nu am să fiu acceptată. Totuși am fost acceptată, din 600 de candidați am ieșit pe locul 14 și am fost trimisă ca stagiară la Ambasada Portugaliei în Bulgaria. Inițial am făcut un an de stagiu aici, la ambasadă, după care mi-a plăcut atât de mult Bulgaria încât am decis că aș vrea să rămân. Am tot căutat alte oportunități de joburi în Bulgaria. Între timp cât eu căutam de muncă în Bulgaria, s-a deschis un post la Ambasada portugheză în Bulgaria și am fost sunată să fiu întrebată dacă îmi doresc să particip la concurs pentru acest post, postul de asistent tehnic. Am fost la concurs și, după cum vedeți, am luat concursul și am ajuns să lucrez în cadrul ambasadei. Este greu? Acum pot să spun că nu. După cât timp? Cred că primii 2 ani au fost grei, dar acum cred că mi se potrivește ca o mânușă. Îmi place foarte mult ceea ce fac și o fac din pasiune, nu o fac din alte motive. Vă simțiți integrată și egală cu ceilalți angajați ai ambasadei? Total, nu se simte nicio diferență că eu sunt cetățean român, am colegi atât bulgari cât și portughezi. Nici o clipă nu simt că există anumite diferențe între noi sau că cineva este superior altuia. Totul se desfășoară în limba bulgară? Nu, vorbim atât în bulgară cât și portugheză. Depinde de... Eu lucrând la consulat, am de-a face cu oameni atât bulgari cât și portughezi, dar uneori avem nevoie și de engleză. Noi emitem pașapoarte portugheze,
cărți de identitate burtugheze, pentru că ei nu au buletine, cum sunt în alte țări, au cărți de identitate. Emitem actul de naștere, actul morții, emitem vize, tot ce ține de probleme ale cetățenilor portughezi aici sau ale cetățenilor care își doresc să călătorească. Deci trebuie să cunoașteți foarte bine legislația și da. Limba portugheză și limba bulgară. Și limba bulgară și, clar, anumite nuanțe culturale și, clar, și limba engleză este obligatorie. Limba bulgară, în cât timp ați învățat-o? În 2 ani. Eu sunt genul de om care am nevoie să învăț întâi gramatica și apoi să pot vorbi. De asta am avut nevoie chiar să studiez, am fost la facultate, am stat 2 luni, am învățat zi de zi bulgară și după aceea încet încet am învățat singură gramatica, m-am mai ocupat acasă și apoi am început să vorbesc. Nu am vorbit deodată, deși eu înțelegeam, auzeam, știam, dar am avut anumite reticențe în privința vorbirii. Unde la facultate? La facultatea de litere aici, în Sofia. La catedra de limbă română? Nu, catedra de limbă bulgară. Bulgară? Da, da. Eu direct... Și ați învățat cu engleză? Nu, direct în, te iau direct în bulgară. Probabil și ăsta e un avantaj, pentru că nu am avut pe nimeni pe care să mă bazez și să-mi fie mai ușor. Fiind tot în bulgară, ești obligat să înveți limba. Și aici, la fel, toți vorbindu-ți în bulgară, ești obligat, vrei, nu vrei, trebuie să comunici, trebuie să-ți cumpere o pâine, ceva. Nu poți să spui în engleză. La magazin, majoritatea oamenilor nu știu limba engleză. Ei încearcă să te ajute dacă le arăți cu degetul sau așa, dar mai eficient e să știi măcar un pic de limbă. Al cărei instituții vă considerați un produs? Al familiei mele. Dacă este să vorbesc așa, totul a început de la libertatea. Părinții mei mi-au dat, mai ales mama, mi-au dat foarte multă libertate de a călători, de a încerca lucruri noi. Prima mea experiență cu străinătatea, ca să spun așa în ghilimele, a fost un school exchange în România. Eu am învățat la liceul de informatică din Iași și s-a făcut un exchange de o săptămână de elevi care proveneau din Turcia, Italia și Spania. Și am fost întrebată dacă vreau să primesc un elev la mine în casă. Și așa a început experiența mea și gustul meu de străinătate. Am primit acel elev. După aia, eu, la rândul meu, am fost în Franța. Am stat o săptămână într-o familie franceză. La fel, la universitate, am ajuns cu programul Erasmus în Polonia. Am rămas îndrăgostită din nou de experiență. Când am ajuns acasă, am spus, nu, eu totuși vreau să continui cu această experiență și am aplicat la, există și Erasmus Internship și am aplicat la fel. Eram atât de motivată încât am aplicat la 100 de universități, dintre care 3 m-au acceptat, în Grecia, în Cipru și în Spania. Am ales Cipru să merg să fac stagiul la Universitatea din Cipru, pentru că mi-au fost puse foarte clar obligațiile. Mi-a fost scris așa, trebuie să faci așa, așa, așa. Pe când la celelalte 2 universități am fost întrebată ce vreau să fac. Și eu am preferat să am ceva clar, exact, să am anumite targeturi pe care trebuie să le îndeplinesc. După ce am terminat cu experiența asta, m-am decis că vreau să merg la o universitate în altă țară. Am mers în Portugalia. După aia, acolo am decis, ok, nu vreau să se oprească parcursul meu aici și am mers cu ISEC în Azerbaijan. Când m-am întors, la fel, am spus că poate mă stabilesc în Portugalia, dar până la urmă am ajuns în Bulgaria datorită dorinței mele, la fel, de a cunoaște ceva nou. De ce Bulgaria? Inițial, pentru că am fost trimisă în Bulgaria. Eu nu am ales țara, am avut de ales anumite preferințe ale mele, adică în ce țară aș prefera eu să merg. Am ales anumite țări în care nu am fost trimisă, dar am fost trimisă în Bulgaria, probabil pentru că aveau nevoie de cineva care are un background ceea ce privește limba slavic. Și eu, știind un pic de rusă, s-au gândit că mi-ar facilita aici șederea și să pot să ajut la ambasadă. Clar, asta a fost scopul principal. Dacă nu știi nicio limbă, nu poți măcar să înțelegi ce vrea cineva, nu poți
Și la fel, probabil, m-au trimis aici din cauza mentalității, pentru că mentalitatea e din nou Eastern European, este europeană. Și atunci ei au crezut că o să mă integrez mult mai ușor și o să pot să ofer portughezilor o perspectivă locală, ca să spun așa. Ce a fost cel mai greu aici, de când sunteți? Cred că cel mai greu mi-a fost să accept că Bulgaria nu este ceea ce credeam eu. Eu când am venit în Bulgaria, credeam că Bulgaria este doar un stat sărac, asta este adevărul, și credeam că doar sunt vecinii noștri ce ne arată la televizor, care fură. Dar m-a surprins atât de plăcut Bulgaria, m-au surprins oamenii care sunt atât de simpli, atât de serioși, atât de interesanți, încât mi-au facilitat șederea mea aici foarte mult. Datorită colegilor mei bulgari, eu am învățat că în viață nu există probleme nerezolvabile. Și atunci vreau să mulțumesc Bulgariei că mi-a dat oportunitatea asta de a crește atât ca om, dar și din punct de vedere profesional. Adică și în viața personală? Și în viața personală m-am schimbat foarte mult, am devenit mult mai simplă. Am un copil care este conceput în Bulgaria, pe care vreau să-l cresc în Bulgaria. Cu tată bulgar sau? Tată bulgar, dar care vorbește română, pentru că a locuit 15 ani în România. Noi încercăm să insuflăm dragoste pentru limba română, acasă la noi se vorbește doar în limba română, pentru că o să aibă timp să învețe bulgară la creșă, la grădiniță. Vorbind despre creșă, cum este sistemul aici? Cu bone, cu creșe? Este destul de complicat să intri la creșe. Există creșe publice și grădinițe publice foarte bune, dar există locuri limitate și este foarte dificil să ocupi un loc. Uneori este nevoie să candidezi cu 2-3 ani înainte, chiar de a se naște copilul, pentru ca să obții un loc. Și nu este garantat. Se obține un loc pe bază de punctaj, care iau în vedere atât locația, unde locuiești, background-ul părinților, job-ul părinților și multe alte criterii. Din păcate, se ajunge de foarte multe ori copiii să fie trimiși la școli private, la grădiniți private, la creșe private, pentru că nu reușesc să intre la cele publice. Deși sunt mult mai bune și au mult mai multe condiții decât cele private. Un copil care a fost la o grădiniță de stat sau la o școală de stat este văzut mult mai bine decât la un copil care a învățat în mediul privat. Ia, mămică, ia! Hai că tu vrei mai repede, așa-i? Da, mămică, ia! Păi, da, mami, da, da! Hai, învârtește-o, mami! Bravo! Bravo! Da, mami, da. Încet. Încet. Încet că este un corp, da? Ce mi-a fost cel mai complicat în Bulgaria să concep, să înțeleg, nici până în ziua de azi nu am reușit să învăț acest truc, ca să spun așa, este faptul că bulgarii, când dau din cap așa, înseamnă de fapt da, iar când fac așa, de fapt înseamnă nu. Și de obicei mă lovesc de foarte multe situații nostime, merg la magazin, mi se spune doriți sacoșă, eu spun nu, dau din cap că nu, ei îmi oferă sacoșă. Și mi-e rușine și o iau până la urmă. Se spune că acest lucru se întâmplă așa, deoarece acum mulți ani în urmă, când exista încă Imperiul Otoman, cei din Imperiul Otoman au încercat să-i facă musulmani pe creștinii din Bulgaria. Creștinii din Bulgaria s-au înțeles toți că când o să spună nu și o să dea din cap nu, de fapt înseamnă da. Și atunci când, și invers, când ei se converteau la religia musulmană, dacă se convertesc la religia musulmană, ei dădeau din cap că da, dar pentru ei în suflet și de fapt însemna nu. Și așa au reușit să-și păstreze, așa se spune legenda, că au reușit să-și păstreze creștinismul. Tot timpul când am spus că sunt de România, am fost primită cu foarte multă căldură, cu foarte mult entuziasm.
vecina noastră din România, vai, dar la voi este mult mai bine, dar la voi e mai interesant, eu am fost acolo, dar mai spune, dar uite, eu știu un pic. Foarte mulți bulgari au rude la graniță cu Bulgaria, cu România, îmi cer scuze. Și atunci știu câteva cuvinte și încearcă să vorbească. Sunt foarte curioși în ceea ce ne privesc. Mă tot întreabă cum se spune așa, dar voi cum faceți? Dar la voi cum este mâncarea? Aveți voi mâncare bună ca la noi? Da, cred că este mai bună. Aveți și voi mămăligă? Ah, dar la noi se cheamă caceamac. Adică sunt foarte deschiși în ceea ce ne privesc. Ceea ce pentru mine la fel a fost un șoc, pentru că noi de multe ori când ne adresăm față de vecinii noștri bulgari, nu tot timpul avem o imagine pozitivă. Cum da. E cu experiența culinară în Bulgaria? Eu mă simt foarte mult ca acasă. După cum am spus, au mămăligă ca și noi, au tocăniță, dar sunt numele diferite. Au plăcintă la fel ca și noi cu brânză, ei o numesc altfel și atunci banița le zice banița. Și ei consideră că numai ei au banița. Și încă o chestie foarte interesantă, ce credeau bulgarii că numai ei au. De pe 1 martie vin toți cu mărțișori la servici. Uite, e tradiție bulgărească, Baba Marta, îți oferim un mărțișor. Zic, nu e tradiție bulgărească, este și România și Moldova. Au rămas șocați pentru că ei considera că sunt unici cu această tradiție. Dar i-am învățat că mai există și în alte țări și că asta, de fapt, pe noi ne unește. Sunt atâtea lucruri care ne unesc și care noi nu le știm. A spus ca acasă. Unde e acum acasă? Unde simțiți că e acasă? După atâtea țări, cred că acasă e unde este mama. Atâtea țări înseamnă... În care am locuit și atâtea țări care le-am colindat, ca să spun așa. Cam câte? Am locuit în 7 țări, dar clar, am văzut mult mai multe, nici nu am număr. În cele 7 ați avut experiențe profesionale? Profesionale sau de studii, da. Și dacă ar fi să ne vorbiți despre experiența dintr-o altă țară, care v-a marcat? În sens pozitiv, poate, sau chiar negativ? Negativ? Portugalia m-a marcat cel mai mult pentru că am stat și cei mai mulți ani. Am stat 3-4 ani în Portugalia. Acolo am făcut masterul, deci am făcut niște studii și m-a schimbat ca om. Am învățat să fiu mult mai tolerantă de la portughezi, mai relaxată, mai puțin fixistă. Am învățat că ceea ce contează, de fapt, sunt lucrurile simple. Contează să fii lângă familia ta, contează să ai mâncare bună, contează să ieși în natură. Portughezii stau foarte mult în natură, având și ocean, având și munți, nu prea au, dar au foarte multe locuri verzi. Foarte mult timp îl petrec în natură, foarte mult își învață copiii să petreacă timp în natură. Cred că ei sunt în avantaj față de noi. Noi ținem foarte mult copiii în locuri închise, școli, pregătiri, tot închis. Ei nu se ocupă atât de mult de școală, ca să spunem așa, nu pun accentul pe performanțe, să spunem, școlare, dar își doresc foarte mult copiilor să învețe din natură. Ceva nu neapărat neplăcut sau așa, ceva ce a venit ca un șoc pentru mine, venind din România, în care eu am dreptul să spun ceea ce îmi doresc, ceea ce cred. În Azerbaijan, fiind cu elevii mei, în orice clasă în care eram, era poza președintelui. Și eu doar vroiam să întreb despre el, pentru că nu știam și așa. Așa îmi făceau, adică să nu spui nimic de rău, să nu vorbești de rău. Copiii. Da. Copiii, toată lumea, adică e o doctrină la ei așa, să nu vorbești de rău. Pentru mine asta a fost un șoc. Jobul meu este atât de alert, atât de interesant, în fiecare zi este ceva nou, încât eu nu am timp să mă plictisesc. Chiar dacă noi facem același pașaport, să spun, cazurile sunt diferite, oamenii sunt diferiți, situațiile sunt diferite. Și atunci eu nu simt că trece timpul greu, că fac același lucru de 1000 de ori, nu. Despre hobby-uri putem vorbi? Da. Mie îmi place foarte, foarte mult să citesc și îmi place foarte mult hiking-ul. Înainte să se nască Călin, citeam și câte o carte pe zi și hiking. Am descoperit dragostea de hiking și hobby-ul ăsta, de fapt, aici, în Bulgaria. Pentru că
am muntele în față. În Sofia ai muntele exact în fața ta. N-ai cum să nu îți dorești să-l vizitezi, să mergi, să-l urci. Și am început să urc, în primul rând, muntele Vitoșa, care este aici în fața noastră, și apoi am început să îmi doresc să văd ceva mai mult. Ceea ce m-a motivat din nou, aici, poate bătrânii noștri ar trebui să învețe din chestia asta, aici bătrânii foarte mult fac hiking. Oriunde nu m-am dus, în ce munte nu m-am dus, tot timpul am întâlnit bătrâneți. Tot timpul. Și tot timpul mergeau în fața mea. Adică sunt foarte pregătiți pentru munte. Și probabil de asta sunt mai relaxați, probabil de asta trăiesc mai mult. Mie îmi place foarte mult sportul. Mă ocup cu pilates. Eu am făcut, când eram mică, gimnastică de performanță, trambulină, sărituri pe trambulină. Cred că deja face parte din mine, nu știu dacă îl mai consider hobby, pentru că face parte din mine. Nu pot fără sport. Pentru fiul dumneavoastră ce vă doriți? Îmi doresc să fie fericit. Să practice un sport și să fie fericit. Sub orice formă vede el fericirea asta. Că o vede prin a învăța foarte mult și a fi un geniu academic. Fie că vrea să urmeze ceva tehnic. Pe mine mă interesează să fie fericit și să fie curios. Tot timpul să-și dorească să învețe ceva. Nu contează ce. Dorul de casă există? Da. Da, există, mai ales de Crăciun, de sărbători, și când văd că îmi trimit prietenii poze din România cu uite cum e la noi pe stradă, uite luminițele. Aici nu prea există cultura asta cu luminare stradală. Cu artificii? Cu artificii, da, dar nu atât ca în România. Mie mi se pare că ce îmi lipsește cel mai mult acum e timpul, dar care timp? Pentru că și acum am timp într-un fel, dar e timpul ăla fără calculator, fără telefon, timpul în care noi stăteam ca familie când se stângea lumina, pentru că eu am trăit și momentele alea când se stângea lumina, erau anumite ore care se stângea lumina, îmi plăcea foarte mult să rezolvăm un rebus sau să ne jucăm. Astea, momentele astea îmi lipsesc foarte mult și de asta sunt nostalgică. Eu asociez anumite momente cu ceva plăcut. Poate ele, din punct de vedere politic, nu au fost atât de plăcute. Dar pentru mine, memoriile pe care eu le-am avut în acea perioadă au fost plăcute. Eu sufăr de fiecare dată când părăsesc o țară, de fiecare dată plâng, mi-e dor, simt că o să-mi fie dor de toți prietenii mei, chiar și de locuri, de momente, de amintiri. Nu este ușor, nu este ușor să faci acest pas, dar consider că eu pot să-l fac pentru că sunt o persoană matură, sunt o persoană care mi-asum această schimbare. Ce anume din cultura română ar mai trebui valorificată în Bulgaria? Mi-aș dori foarte mult să se deschidă aici o bibliotecă cu cărți în limba română. Am înțeles că există o așa inițiativă. Eu am scris ambasadei despre această dorință. Sperăm ca în toamnă, nu știm dacă se va întâmpla, dar ni s-a promis că în toamnă se vor întâmpla anumite schimbări. Asta îmi lipsește cel mai mult, posibilitatea de a citi în română. Pentru telespectatorii TVR, aveți un mesaj? Da. Să călătorească cât mai mult, să se expună la situații culturale cât mai diferite, să nu mizeze doar pe țări care sunt apropiate din punct de vedere al mentalității cu țara noastră și să nu le fie frică să încerce ceva nou.